fonduri, cu ajutorul comunității din București, cu ajutorul primăriei din Tulcea, cu ajutorul județului și templu este în curs de reamenajare, de reabilitare, fapt ce va fi un punct turistic în orașul nostru. Însă nu vreau să vorbesc despre asta. Vreau să vorbesc ca cetățean al Dobrogei. Prin meseria care am avut-o, am mers în acest județ de foarte multe ori. Am fost și în Grecia. Și în Grecia, ca orice turist, am fost plimbat prin toate punctele arheologice ale Greciei. Afară de Acropole, care jos pălăria, celelalte erau niște amfiteatre, niște ruine, care, o să vă spun cu mâna pe inimă, nu sunt cu nimic mai prejos decât ce avem noi în județul Tulcea. Ce avem la Garbă, ce avem la Murghiol, ce avem la Jurilovca. Nu le-am dat denumirea științifică pentru că le știți. Asta. Spunea domnul Bauman că sunt un tărâm al zeilor aici, în Dobrogea. N-am văzut și am mers și am vizitat toate aceste așezământe turistice. N-am găsit un turist străin. Pur și simplu intram în aceste incinte fără ca nimeni să mă întrebe de ceva. În foarte multe locuri nu erau nici măcar niște indicatoare. Este păcat. Ce ne lipsește? Ne lipsește tocmai aura asta de legendă. Când mergi în Grecia, la Termopile, când mergi la celelalte amfiteatre, la oracolul din Delphi, îți spune, mai de capul meu, parcă ai și vedea-o, ai vedea luptele de la Termopile, parcă ai și vedea-o pe cea care prevestea viitorul. Deci, ne trebuie acest lucru. Este o arheologie. Hai să facem și arheologia asta turistică, care să ne scoată din anonimat. Avem cel mai bătrân pământ, munții Hercinici, și avem cel mai tânăr. Haideți să le îmbinăm și haideți ca să fiți voi, arheologii, să fiți puțin mai practici și să ne dăm seama de marele potențial ce avem. Era primarul din Isarcea. Am fost și la Noviodun. Singur am fost. Am umblat pe cele pienurinele de acolo. Este ceva deosebit. Noi aveam lângă aceste ruine tunuri. Este un peisaj deosebit, mult mai viu decât anostitatea celor din Grecia, afară de Acropole, unde când am fost acolo, am crezut că sunt mai aproape de zi. Vă recunosc. Deci, faceți ceva și noi toți trebuie să facem niște pliante turistice micuțe, dar care să le putem da oamenilor din străinătate. Aici este Geta Negrișan, care a făcut atâtea filme documentare despre Delta, despre Cutare. Ea poate să facă în continuare aceste lucruri minunate și să umplem de legendă aceste locuri mirifice și istorice și să fim și noi greci, greci, greci. Vă mulțumesc! Au venit cu diferite popoare și cu culturi și cerci, precum și
conspirat, ci au păstrat documente și acte. Au cercetat și au scris cărți în care au adunat cântece, povestiri, obiceiuri, tradiții și momente specifice comunității turcie. Prezentul turcilor în fața cotidiană a poporului român este demonstrat în numeroase cuvinte existente și azi în limba vorbită, mai ales în spațiul moldav și dobrogean. Turcul iubește și urmărește dreptatea, cinstea, onestitatea și buna vecinătate. Rudele și prietenii sunt vizitați cu orice ocazie, mai ales în perioada de iarnă, când munca la turc este lejeră, fiind o perioadă bună pentru vizite și nu. Primăvara și vara, munca turcului nu lasă momente libere. Le face plăcere să se adune pe loc, la un loc, femei și bărbați, pentru a se duce ca petrece, a se distra, dansând și ascultând cântece folclorice naționale. Și naționale. Comunitatea turcă din Turcia se reunește la sediul comunității Urna Demonstrată Turcă din România, unde organizează diferite acțiuni culturale și artistice. Ca dovadă, s-a format un cor de doamne, cu un repertoriu foarte important, adunat de la părinții cu melodii foarte vechi, și un ansamblu de tineri, un ansamblu de dans, dornici de a învăța și a transmite mai departe obiceiurile și tradițiile. Urmează o mică pauză de 10 minute, cel mult, și să-i pregătim pe copii că de așa.
așa, sau de fiziții, sau și porcii, să mă gândești să mă întâmple. Acum, încă mă debat și cu oameni la manifestare, domnului doctor Robert Stănică, te rog frumos. Doamne, Cătălina, Lasca Coina, Asociației Dobrogea Istoriei și Civilizație, domnul profesor Bălina Siper, conferențiat universitar Florin Andrie, profesor și doctorant Magdalena Tiță, doamne inspector Maria Casia, comunitatea alușilor Ecoperi, doamna Neumann, și aici sunt lucrurile. Doamne, scuzați că Thank you.